Stând la o masă într-o cafenea, Maria a hotărât că astăzi va face cu siguranță ceea ce își propusese cu câteva luni în urmă. A luat din nou poșeta, s-a uitat în colțul cel mai îndepărtat și cu degetele ei subțiri a mângâiat fiola de sticlă în care era o travă. Și iată că deja își imagina în minte cum își pune planul în aplicare. Va fi o seară obișnuită în familia Barinov. Această familie locuiește într-o casă mare și frumoasă, pe care a cumpărat-o recent cu câteva milioane. Șeful familiei, Pavel Barinov, conduce o corporație mare. Mai de mult, Maria își dorea foarte mult să creadă că un astfel de om are deja anumite calități. De exemplu, să nu țină cont de ceilalți oameni, să nu fie prea inteligent, să nu fie capabil de milă, să considere cuvântul cinste ca fiind o insultă, să vadă în toate doar propriul său interes și, dacă nu îl găsește, să-l cheme pe diavol pentru a încheia o înțelegere cu el pentru a-și obține propriul interes. Însă, până acum, aceste presupuneri ale Mariei nu s-au confirmat. Barinov mai are și o soție, Cristina, cea mai frumoasă femeie din oraș. Mariei se părea că știe totul despre această Cristina dinainte. Soția unui om bogat trebuie să fie o furie arrogantă, înînfată și răutăcioasă. În gândurile ei trebuie să fie doar haine scumpe, dorința de a face senzație și niciun gând despre cum trăiesc ceilalți oameni. Spre marea ei dezamăgire, Cristina nu a dat dovadă de nicio trăsătură din acestea până acum. Această familie mai are și o fiică mai mare, Liza. Are 16 ani. După părerea Mariei, Liza trebuie neapărat să aibă niște înclinații nesănătoase. De exemplu, spre consumul de droguri, spre relații sexuale dezordonate, spre lipsa dorinței de a învăța și de a munci, spre dorința de a obține totul de la viață deodată, dar pe cheltuiala părinților. Pavel mai are și un fiu mai mare din prima căsătorie, Leon. El vine din când în când la tatăl său. Maria nu știe prea multe despre el. În schimb, știe destul de multe despre fica mai mică a lui Barinov, Liza. Anul acesta împlinește 8 ani. La fel ca fica Mariei, care a murit recent din cauza acestei familii. Și iată că acum Maria lucrează la această familie ca bonă. În acea zi, Maria a întârziat la serviciu. Nu a reușit să ajungă la școală după fiica ei, Arina. Atunci a hotărât să o anunțe pe fiica ei și a format numărul ei de telefon. Arina, așteaptă-mă doar o oră, vin după tine. Stai în hol și nu pleca nicăieri, i-a recomandat ea. Dar, mamă, tu însă ți-ai spus că sunt deja mare. Pot să vin singura acasă, a răspuns Arina. Nu fi că seara este periculos pentru o fetiță să meargă singură pe stradă. Fii cu minte, ne vom vedea în curând. Trebuie să mai lucrez puțin, așa voi termina mai repede treaba, a spus Maria pe fugă. Și a închis telefonul. Și a terminat treaba urgentă puțin mai târziu de o oră. Când ieșea din birou, a primit un telefon. O fetiță de 8 9 ani a ajuns la spital cu rând grave. A fost lovită de o mașină la o intersecție. Sunteți trecută în telefonul ei ca mamă, a spus o voce feminină la telefon, apoi a dictat sec adresa secției de traumatologie și a închis telefonul. Maria și-a amintit imediat de acel vis înfricoșător pe care îl visase în noaptea aceea. Dacă ar fi să creadă în intriga viselor sale, atunci acesta semnala această catastrofă. Până când a ajuns Maria la spital, a reușit să se învinovățească de 100 de ori pentru că a permis o astfel de întâmplare. A alergat pe coridorul aglomerat al spitalului, s-a uitat în spatele fiecărei uși și, și a căutat fiica, dar nu era nicăieri. Medicii care se grăbeau pe coridor, ridicau din umeri la întrebările ei și doar își vedeau mai departe de treburile lor. Când o femeie a observat cum o tânără intră în isterie, a luat-o de mână și a dus-o la medicul de gardă de la intrare. Numele de familie Birnică, spuneți. Nu avem un astfel de pacient și nici nu a fost adus, a spus ea. Cum adică nu a fost adus, când mi-s a telefonat de la spitalul dumneavoastră? S-a revoltat Maria și atunci o tânără asistentă medicală, care se apropiase de medic pentru treburile ei, a bănuit ceva. Stați puțin, este vorba despre o fetiță. A întrebat ea. Da, despre fiica mea de 8 ani ați văzut-o? Știți în ce salon este? A întrebat ea. Asistenta medicală s-a uitat plină de înțeles la colegul ei, apoi a rugat-o pe Maria să treacă în cabinetul alăturat. Maria a așteptat cu nerăbdare să-și găsească fiica acolo. Și a avut dreptate. Era intrarea în sala de operații. Câțiva medici ieșeau din ea după o operație nereușită, încercând să nu se uite în ochii femeii. În mijlocul sălii se afla o masă de operatie, acoperită cu un cearșaf alb. O asistentă a luat-o pe Maria de mână și a condus-o la ea. Cel mai probabil, aceasta este fica dumneavoastră, a spus ea și a ridicat puțin marginea cearșafului. Maria a văzut chipul fiicei sale, dar o bucată întreagă din el lipsea. Așezându-și fața lângă cea a fiicei sale, a simțit un frig profund și un corp înțepenit. Leiunile erau foarte grave. Am trimis-o imediat la operatie, dar a fost prea târziu. Îmi pare rău, a spus asistenta. Dar cum? De ce? Nu am pe nimeni altcineva în afară de ea. Nu voi mai avea alți copii. Domnul doctor, faceți ceva! Refuz să cred asta! Fica mea nu avea de gând să moară. Am vorbit cu ea acum câteva clipe, era vie, a strigat Maria. Apoi, un medic s-a apropiat de ea și a povestit din nou cum s-au întâmplat lucrurile. Maria nu a mai avut nicio îndoială că medicii îi compătimesc sincer. În loc să ia cina împreună cu fiica ei, în acea seară a trebuit să-i planifice înmormântarea. Trei zile mai târziu, Maria stătea la mormântul proaspăt al fetiței. Lacrimile îi curgeau pe față și îi ajungeau până la inimă. Arina era singurul copil mult așteptat din familia ei deja distrusă. Când Maria s-a căsătorit cu Anton, tatăl Arinei, nu știa că se poate confrunta cu probleme neprevăzute. La cinci ani după căsătorie, când încă nu rămăsese însărcinată, Maria a mers la medic. Acesta i-a spus că există riscuri grave pentru sănătatea ei, motiv pentru care organismul ei nu permitea în mod intenționat apariția unui copil sub inima ei. Apoi a urmat un tratament lung, pelerinaje la locuri sfinte, tot felul de ritualuri, despre care a aflat de la bunicile din bloc. Când, în sfârșit, a venit mult așteptata sarcină, un alt medic, stând în cabinetul său, o certa pe tânăra femeie. Ce se va întâmpla dacă veți muri la naștere? Nu voi muri. Din potrivă, voi începe să trăiesc după nașterea bebelușului. Șoptea încet Maria. Doamne, eu îi vorbesc despre Ion, iar ea îmi vorbește despre prostii. Draga mea, sănătatea ta nu va rezista la nicio naștere. Am studiat 10 ani ca să devin medic și de 20 de ani, în fiecare zi, văd femei însărcinate. Cine dintre noi are mai multă experiență? Cine știe mai multe, eu sau dumneavoastră? O presa bătrâna doctoriță. Există vreo modalitate de a reduce riscurile? A întrebat Maria. Tocmai despre asta vorbesc acum. Trebuie să faceți un avort, cât timp termenul este mic. Cel puțin vă veți proteja sănătatea. Puteți lua un copil dintr-un orfelinat cu un astfel de istoric ca al dumneavoastră. Deci, când să vă programez pentru avort? A întrebat doctorița. Mâine dacă se poate, dimineața de vreme, a spus Maria, apoi și-a luat rămas bun și a plecat acasă. Acasă, i-a povestit totul soțului ei, Anton. Acesta s-a gândit, dar, în cele din urmă, o astfel de sarcină s-a dovedit a fi prea grea pentru el. Maria încă nu bănuia că soțul ei nu își dorea prea mult nașterea acestui copil, dar Anton nu era încă pregătit să-și dezvăluie toate cărțile din mânecă. Prin urmare, a scăpat cu un răspuns scurt. Maria, decide tu. Știi că noi, bărbații, nu ne pricepem la astfel de probleme feminine, a spus Anton. Dar acum este vorba despre viața mea și despre familia noastră. Poate că ai nevoie doar de timp să te gândești. A sperat naiva Maria. Poate că da, dar nu cred că voi spune ceva nou, a spus Anton și s-a întors la jocul său. A doua zi dimineață, Maria nu a mers nicăieri a decis ferm că va lupta cu orice preț pentru acest copil. Și da, a reușit. După opt luni, a născut fără complicații majore o fetiță cu părul auriu și ochii verzi mari. În acel moment, Maria știa deja că fica ei se va numi Arina. Din acea zi, Maria s-a dedicat în totalitate fiicei sale. Numai că Anton s-a schimbat foarte mult. Îl enerva faptul că fetița plângea uneori noaptea și cerea atenție, iar el voia să doarmă liniștit. În zilele în care fetița avea febră, Anton ieșea din fire, trântea ușa și pleca de acasă toată noaptea. Maria nu l-a învinuit pentru asta. Trebuie să mai răbdăm câțiva ani, apoi va crește și nu va mai plânge noaptea, a spus ea odată la masă, încercând să-și liniștească soțul. Anton s-a înroșit de indignare. Câțiva ani! vrei să îmbătrânesc înainte de vreme? Sau vrei să mă aduci la o criză de nervi? Nu te mai recunosc. Nu noi am visat la un copil în toți acești ani. Cineva ne-a promis că va fi ușor. Sau am crescut singuri. Poate că ar trebui să o întreb pe mama ta cum este să crești un copil. Las-o să-ți povestească impresiile ei măcar până când ai început să mergi pe propriile picioare, s-a revoltat Maria. Dar ce legătură are mama mea cu asta? Tu ai urât-o mereu. O bagi în discuție cu orice ocazie. Apropo, ea se poartă omenește cu tine și chiar își face griji pentru tine, a spus Anton. O, chiar așa. Nici nu bănusem. Cum aș putea afla asta dacă în patru luni bunica ei nu și-a vizitat nepoata nici măcar o dată, deși locuiește la o oră distanță de aici? A spus Maria, apropo pentru că știe că nu e binevenită aici. Și dacă spui asemenea lucruri despre ea în spatele ei, îmi e groază să mă gândesc cum te comporți cu ea în realitate. Mă duc să-i spun mamei că are pretenții aici, că nu erau de ajuns propriile griji. Acum trebuie să-și asume și pe ale noastre, a spus Anton, trântind din nou ușa cu putere și plecând de acasă pentru toată noaptea. Maria a presupus în mod implicit că a plecat să doarmă la mama lui, dar mai târziu a aflat că mama lui fusese doar un pretext, iar soțul ei nu plecase deloc ca să doarmă. Din potrivă, chiar invers. Mai târziu, toate acestea au devenit un motiv de divorț. Pe atunci, Arina avea patru ani. În fiecare zi, fetița drăguță inventa minuni de istețime copilărească pentru a atrage cumva atenția tatălui ei, dar tatăl ei nu s-a atașat niciodată de ea. Când Maria i-a explicat că de acum vor locui separat de tatăl ei, Arina a refuzat să o creadă. Asta pentru că tati are multe treburi. E bun și grijuliu. Câștigă bani pentru noi ca să-mi cumpere jucării. Imediat, ce termină de lucru, vine acasă, repeta Arina. Dar nu treceau nici măcar cinci minute și începea să-și dea seama de realitate. De ce nu vine tati de atât de mult timp? E deja noapte. Toată lumea a venit acasă să doarmă, e timpul și pentru tati. Poate că sună la ușă și noi nu-l auzim. Spunea ea și alerga la ușa de la intrare. Mariei era greu să se uite la asta. Chiar a apelat odată la un psiholog pentru copii cu privire la asta. Fetița nu a primit suficientă atenție din partea tatălui ei, chiar și atunci când erai căsătorită cu el. Iar acum a înțeles că în viitor nu va primi niciodată dragostea cuvenită din partea tatălui ei. Și se sperie atât de tare încât se apără în mod intenționat să nu recunoască adevărul tău, a explicat psihologul. Dar, treptat, fetița s-a distras cu noi prieteni de la grădiniță, a început o viață școlară agitată și își mai amintea din ce în ce mai rar de Anton. În schimb, tot timpul spunea că dacă și noi am avea un tată. Apoi a încetat să mai spună asta. Într-o seară, Maria pregătea cina, iar Arina povestea ce făcuse la grădiniță. Mami, am desenat flori. Am desenat o floare și am colorat-o cu albastru. Iar prostul a spus că nu există flori albastre. Dar educatoarea a spus că nu e adevărat. Floarea albastră se numește clopoțel de pădure și din ea se poate face o coroană frumoasă pentru păr. Și dacă vine tati și mă întreabă ce să-mi facă cadou, o să-i cer clopoței de pădure, iar apoi o să fac o coroană și ți-o dau ție. Maria nu a dat atunci importanță cuvintelor fiicei sale, ci doar a sărutat-o pe frunte și a hrănit-o cu cina. Și-a amintit de acest episod în noaptea aceea când a stat până dimineață lângă trupul fără viață al fiicei sale. I s-a părut nedrept că Arina nu a primit niciodată clopoței de pădure de la tatăl ei. După mult timp, Maria și-a șters lacrimile și a desfăcut o pungă de celofan, a scos de acolo semințe de clopoței de pădure și a presărat-o din belșug pe mormânt. La următoarea ei vizită, florile ar fi trebuit să răsară, iar apoi intenționa să aștepte să înflorească pentru a împleti coroane pentru Arina și pentru ea. Sergiu, îmi e rău. Trebuie să vorbesc cu tine, a spus Maria la telefon, când în sfârșit a reușit să-l sune pe prietenul ei polițist. Maria, chiar mă îngrijoram pentru tine în ultimele zile. Termin curând tura, cred că reușesc să trec pe la tine, a promis Sergiu. Sergiu și-a ținut întotdeauna cuvântul. După câteva ore, stătea în bucătăria Mariei și deschidea o sticlă de vin. Eu nu o să beau, a răspuns sec Maria. Tot ei antidepresive, a întrebat prietenul. Nu, nu mai am. Mi s-au terminat. Fac o pauză. Mi-e teamă că emoțiile vor reveni, a recunoscut Maria. Tocmai de asta ai nevoie. Dea un pahar, două, vorbește, plângi poate. Îți va mai trece, a spus Sergiu și a întins un pahar. Ce mai e cu cazul nostru? A întrebat Maria, punând întrebarea principală. Maria, iartă-mă! Toată luna aceasta am încercat să fac în așa fel încât să mi se dea mie cazul, dar l-a luat nenorocitul la Strelețchi. El nu are nici Dumnezeu, nici drac. Ar putea să-și vândă și propria mamă pentru o sută de ruble. Cred că vinovatul de accidentul rutier a intervenit. L-au arestat, dar vor să-l achite. Și că a închiriat mașina, iar cine era la volan în acel moment nu e responsabilitatea lui și așa mai departe. Îți promit că imediat ce voi primi cazul, vom obține dreptate, a promis Sergiu încă o dată. Și știi la ce m-am gândit. După atâta timp și nevoie, nu mai vreau să fie judecat după lege. Mi-ar fi de ajuns să mă uit în ochii acelui om. Mai putea ajuta cu asta. În ce sens? doar află din documente adresa de domiciliu a acelui om și spunem. Eu mă duc la el. Nu-i voi spune nimic, doar mă voi uita în ochii lui. Poate că mă va elibera puțin. A, asta nu e deloc o problemă. Pot să-l sun chiar acum pe Strelețchi, a spus Sergiu și chiar l-a sunat pe coleg. Sub un pretext nesemnificativ, a reușit să obține informații despre presupusul vinovat. Mariei i-a convenit foarte mult. După o săptămână, Maria a aflat despre Barinov mai multe decât știa despre propria familie. În acest timp, în mintea ei s-a născut chiar și un plan. Fiecare membru al acestei familii trebuie să plângă așa cum a plâns ea în ultimele câteva luni din viața ei. Și pentru fiecare dintre ei, Maria a pregătit un plan individual. A mai rămas doar să se infiltreze în această familie. Pentru o mamă dornică de răzbunare, aceasta s-a dovedit a fi o sarcină ușoară. În aceste zile, familia Barinov caută o bonă pentru fiica lor cea mică. Când Maria a pus pe biroul șefului hârtia de demisie, șeful ei a fost categoric împotrivă. Maria, laboratorul nostru a fost deschis abia acum doi ani. Ați fost una dintre cele care au stat la baza lui. Și acum, multe procese depind de dumneavoastră, dar nu plecați, a spus Maria. Maria s-a gândit. Hai să facem așa. Mă voi întoarce la dumneavoastră peste aproximativ șase sau cel mult opt luni, dacă totul va fi bine. Și atunci vom continua să lucrăm ca înainte. Deocamdată, trebuie să mă ocup puțin de sănătatea mea, a spus Maria. Da, vă înțeleg. Tragedia dumneavoastră personală ne-a șocat și pe noi. Și, desigur, trebuie să vă ocupați de sănătatea dumneavoastră. Poate că vă putem ajuta cumva din partea companiei? A întrebat șeful. Asta e o idee bună! Mi-ar putea prinde bine compania caldă a colegilor mei! Nu vă veți opune dacă voi veni din când în când în vizită! A întrebat ea. Nu, desigur, vom fi doar bucuroși, a promis Maria. Apoi, Maria a organizat o mică petrecere de rămas bun pentru colegi. Și apoi s-a grăbit acasă, ca să ascundă mai bine bula de sticlă cu substanța periculoasă de care va avea nevoie foarte curând. Iar dacă nu va fi suficient, Maria își va vizita foștii colegi și de acolo va obține ce îi trebuie. S-a dovedit că Maria nu a putut să se despartă de colegi. S-a dovedit că familia Barinov locuiește într-un cartier de elită din oraș. Maria le-a găsit casa fără probleme. De-a lungul drumului larg se înșiruiau unul după altul case elegante de dimensiuni enorme, una mai frumoasă decât alta. Aproape fiecare casă avea propria pază cu supraveghere externă. Maria și-a strâmbat nasul, privind la toate acestea. Dacă în casa familiei Barinov este la fel, va trebui să se străduiască să nu atragă atenția pazei, când va intra în casă la fiecare membru al familiei. Asta înseamnă că va trebui să înceapă cu un paznic. Însă totul s-a dovedit a fi mai simplu. Familia Barinov nu avea paznic. Maria a fost întâmpinată la portiță de o tânără frumoasă cu părul lung. Am venit în legătură cu postul de bonă. Am fost trimisă de agenție, a spus ea. Bună ziua, mama vă așteaptă, intrați, a zâmbit tânăra. În curtea imensă, acoperită, erau parcate trei mașini de lux. Maria și-a amintit înregistrările video de la locul accidentului. Fica ei fusese lovită de un jeep negru. Și iată-le! Nici o urmă de crimă. Probabil că au reușit să șteargă urmele de mult timp. Prima dorință a Mariei a fost să se apropie de mașină, să ia un bolovan din grădină și să o facă praf. Însă era prea devreme. Răzbunarea se servește rece. Și-a repetat ea în gând trecând pragul conacului. În timp ce admira interiorul luxos și strălucitor, tânăra a deschis dulapul de încălțăminte și a aruncat la picioare o pereche drăguță de papuci sunt pentru dumneavoastră, pentru că uneori milordul nostru se tăvălește pe jos, a spus ea, arătând spre un alabai care stătea întins într-un colț. Haideți, mama este în camera ei de zi, acolo vă veți simți mai confortabil să vorbiți, a spus tânăra, fără să înceteze să zâmbiască. La etajul al doilea, într-o cameră confortabilă și însorită, stătea o femeie într-o rochie crem lungă, cu un coc dezordonat în vârful capului. Maria a rămas în pragul camerei, în timp ce femeia s-a apropiat de ea și a întins mâna cu degete lungi. „Mă numesc Cristina, iar dumneavoastră, presupun, sunteți Maria?” a zâmbit ea. Maria a dat din cap. „Mamă, ai nevoie de ceva? Sau pot să plec?” a întrebat fiica. Ești liberă, draga mea, mulțumesc că ai întâmpinat-o pe oaspetele nostru, a spus Cristina, iar fiica a părăsit camera cu același zâmbet radiant. Deci, Maria, am o fiică mai mică, Liza, și avem nevoie de o bonă pentru ea. Este puțin capricioasă, dar vă voi ajuta dacă vom colabora. Aveți recomandări? A întrebat Cristina. Da, a spus Maria încrezătoare și a pus pe masă trei foi de hârtie pe care le rugase pe colegele și prietenele ei să le pregătească. Fiecare dintre ele conține datele de contact. Puteți suna la foștii mei angajatori, a adăugat ea. Excelent! Însă, pentru mine sunt mai importante impresiile personale. Haideți în bucătărie să bem o cafea și să mai stăm de vorbă, a sugerat Cristina. Cristina a pus întrebări tipice, iar când Maria nu a putut răspunde, și-a cerut scuze și a evitat subiectele. Încă nu-și dăduse seama care erau impresiile ei preliminare când Cristina a încheiat interviul. Maria, sunteți potrivită pentru noi din toate punctele de vedere. Trebuie doar să discut cu soțul meu. Așa este obiceiul în familia noastră să ținem cont de părerea fiecăruia. Dacă este cazul, vă voi suna în termen de trei zile dacă nu vă sun vă doresc succes în căutările dumneavoastră, a spus Cristina, conducând-o pe Maria afară. A mers acasă cu sentimente contradictorii. Înainte, îi condamnase pe membrii acestei familii ca fiind ucigași, iar apoi, când a aflat că nu este o familie obișnuită, a adăugat că ar trebui să fie oameni aroganți, mândri și înfați. Însă impresiile ei au fost cu totul altele. Ei bine, bunele maniere nu înseamnă nimic, s-a gândit Maria și a mai mângâiat odată flaconul din geantă. În prima ei zi de lucru, Maria a făcut cunoștință cu Liza. Fetița nu a plăcut-o deloc pe noua bonă. Nu-mi place. Vreau să fiu cu mama, a spus fetița și a fugit imediat la Cristina. E purașul meu, astăzi Maria va sta puțin cu noi te poți juca și îți poți vedea de treburile tale, ea va fi doar alături, a spus Cristina și i-a încredințat fiica noi bone. Au trecut câteva ore, iar Liza stătea cu telefonul în mână și nu se atingea de jucăriile pe care Maria le așezase cu grijă în șir. Când fetița a cerut să bea, Maria i-a văzut ochii roșii și a decis că trebuie să schimbe activitatea. Liza, hai să ieșim la o plimbare. Stai prea mult pe telefon, a spus ea și a început să o pregătească pe fată. Familia Barinov avea propriul loc de joacă în curtea casei, dar Liza a spus că nu o interesează, că vrea să meargă la locul de joacă comun la două străzi distanță de casă. Maria a decis că așa e mai bine pentru copil și a dus-o pe fată la locul de joacă din apropiere. Mie îmi place să mă joc de a-ți spunea Liza pe drum. E mai bine să te joci de a-ți ascunselea în casă, afară e periculos, i-a explicat Maria. Atunci mă voi juca altceva se numește închide ochii. Trebuie să-ți închizi ochii și să stai pe bancă. Cine nu închide ochii pierde, a declarat Liza. Maria nu înțelegea nimic din fanteziile ciudate ale fetei, așa că era de acord cu tot ce propunea ea. Iar când și-a deschis ochii stând pe bancă, Liza nu se mai afla nicăieri în jur. Maria s-a gândit că fata s-a ascuns printre aparatele de joacă. Le-a ocolit pe fiecare. Alți copii se jucau fără griji, dar Liza nu era printre ei. Maria a aruncat o privire în jur. Nu era multă lume, nu se vedea niciun loc care ar fi putut atrage atenția unui copil. Maria a început să o caute pe fată. A alergat în toate părțile și a întrebat pe trecător dacă nu au văzut o fetiță cu părul roșcat. Cineva i-a cerut o fotografie, dar Maria nu avea. Așa a trecut o oră. Maria era îngrijorată pentru fată, dar, pe de altă parte, o parte din ea se bucura puțin. Dacă fata nu era găsită, poate că Barinov avea să simtă chiar în seara aceea cum e să rămâi fără copil. Dar, ca bonă, trebuia să sune acum la mama fetei. Abia atunci Maria și-a dat seama că telefonul îi rămăsese în geantă, iar geanta era în casa familiei Barinov. Când s-a întors la casa lor, a dat peste un bărbat cu ochelari, cu o înfățișare foarte plăcută. Scuzați că nu v-am anunțat. Presupun că sunteți bona noastră. Mă numesc Pavel. Bărbatul i-a întins mâna. Și unde e Eliza? A adormit deja. A întrebat ea. Maria a ignorat mâna întinsă. În ea s-a trezit o altă persoană, dornică de răzbunare. Sentimentul că în fața ei era ucigașul fiicei sale i-a întunecat mintea. Da, sunt noua voastră bună. Am venit pentru mult timp, a spus ea pe un ton provocator. Iar pe liza voastră am pierdut-o acum o oră. Ce măsuri luați? A întrebat ea. Ați pierdut-o, spuneți. Da, după același scenariu, a spus Pavel, așezându-se pe canapea și formând un număr de telefon. Valentina, nu vreți să-mi spuneți nimic. A întrebat el cu altă voce. Femeia de la celălalt capăt al firului a vorbit mult și tare, după care Pavel a pus telefonul deoparte și a spus, la bunica, Liza, e la trei case de aici. Bunica noastră e bătrână, nu va face față mult timp. Prin urmare, puteți merge la această adresă și să ne aduceți fiica acasă. Vom discuta cu ea seara despre acest subiect, a spus Pavel. Iar eu ce pățesc pentru că am pierdut copilul vostru? A întrebat Maria. Despre asta decide soția mea. Eu nu am pretenții față de dumneavoastră, pentru că fica noastră are un astfel de obicei. Pavel a decis să fugă cu prima ocazie. Pe viitor, trebuie doar să știți despre asta, a spus Pavel pe un ton bulând și s-a retras undeva la etajul 2. Maria mergea la adresa indicată și era nedumerită de calmul lui Barinov. Asta pentru că el nu și-a pierdut cu adevărat fica, așa cum am pierdut-o eu, s-a gândit ea și a simțit din nou o ură cumplită față de această familie. Iar seara, Cristina a venit de la serviciu într-o dispoziție bună. Maria aștepta o discuție aprinsă, dar asta nu s-a întâmplat. Maria, probabil că te-ai speriat când Liza a fugit. Data viitoare, sună-mă imediat. E vina noastră cu Pavel că nu putem să-i explicăm fiicei noastre că nu e bine să fugă. Iar tu nu-ți face griji, te vei obișnui curând la noi, a spus ea. Adică nu o să mă certați. A întrebat Maria cu uimire. De ce? Dacă ne învinovățim, copilul nostru nu va înțelege că este responsabil, a spus Cristina. Și da, de mâine poți considera că lucrezi oficial la noi. Perioada de probă s-a încheiat, a spus Cristina în încheiere. În acea seară, întorcându-se acasă, Maria s-a gândit că această familie este fie nebună, fie prea bună. Dar asta nu e un motiv să ierți, s-a gândit ea și și-a fixat încă o dată în memorie planul de răzbunare. Răzbunare! O lună a trecut neobservată. În tot acest timp, Maria s-a uitat cu atenție la familie și și-a imaginat de mai multe ori realizarea planului ei, Viclean dar în fiecare seară o asaltau îndoielile din cauza atitudinii prietenoase a membrilor familiei Barinov. Maria a făcut de mai multe ori greșeli și a așteptat ca Cristina să-i facă observații, ca să aibă un motiv să se certe cu ea și, totodată, să o rănească mai tare. Dar Cristina s-a dovedit a fi o soție de bogătaș cumva ciudată. Ba chiar ea prima cere scuze că s-a întâmplat așa, ba consideră greșelile nesemnificative și îi îndreaptă atenția spre ceva pozitiv s-a dovedit că nu este atât de ușor să zgudui această familie. Dar timpul trecea, inima mamei o durea noaptea, amintindu-și de Arina. Maria i-a promis fiicei sale că se va răzbuna pentru moartea ei prematură, ceea ce înseamnă că trebuie să-și pună în aplicare planul. În acea zi, familia Barinov sărbătorea o nouă sărbătoare. Seara, Pavel a adus acasă o cutie mare și a înmânat-o care ți păia de curiozitate. Tati, ce e acolo? Alerga ea în jurul cutiei. Deschide și vezi, a sfătuit-o tatăl ei bun. Liza a desfăcut cutia, iar țipătul ei a devenit și mai puternic. Tati, e chiar cățelușa care mi-a plăcut la expoziție. Tati, ești atât de bun! A strigat Liza și s-a agățat de gâtul tatălui ei. Și cum o să-i spunem cățelușei? Hai să propunem nume, a sugerat Liza. Știu deja cum o voi chema. Tatoșa. O vom chema Tatoșa pentru că o astfel de cățelușă trăiește în orașul de Smarald, a sugerat Liza, care citise mult. Nimeni nu a obiectat. Cățelușa a fost numită Tatoșa. Din acea zi, viața Lizei, dar și fetița însăși s-au schimbat mult a devenit mai responsabilă, petrecea mai puțin timp pe telefon, o aducea mai puțin pe Maria la crize de nervi, avea mai multă grijă de cățelușă și chiar a început să o învețe să ajute la treburile casnice. Mami, când mergem vara pe insula Tatoșa, o putem lua cu noi. Întreba Liza, visând deja la călătorie. Desigur că da. Ce vacanță ar fi dacă ție ți-ar fi plictisitor acolo? A răspuns Cristina câteva săptămâni mai târziu și Maria a îndrăgit-o pe această cățelușă gri cu o față drăguță. Adevărul este că Tatoșa avea o singură problemă în această familie. Nu a fost îndrăgită de motanul Marcel, care locuia de mult timp în această familie. Prin urmare, nu era rar să fii martor la bătăliile dintre cele două patrupede. Motanul Marcel era preferatul fiicei mai mari a familiei. Dormea cu Liza în același pat, o urmărea peste tot și în fiecare seară o aștepta la ușă când Liza se întorcea de la școală. Până atunci, motanul Marcel se obișnuise și cu compania Mariei. Într-o zi, în casă s-a lăsat o liniște de mormânt, deși, de obicei, așa ceva se întâmplă rar în această familie. Liza era la școală, Liza era obosită după plimbare și a adormit în patul ei. În acest timp, în diferite colțuri ale casei zăceau motanul Marcel și cățelușa Tatoșa. Maria se uita la aceste animale de companie și își imagina cum fica ei decedată, Arina, își iubea animalele de companie. În acel moment a fost copăleșită de resentimente și furie față de această familie. Acțiunile ei ulterioare nu au fost supuse vocii rațiunii. Maria s-a ridicat și a mers să acționeze spre seară în familia Barinov a început agitația. Liza a observat prima că motanul Marcel zăcea întins pe covorașul lui, întins pe toată lungimea și nu dădea niciun semn de viață. Mamă, de ce doarme Marcel atât de mult? Trebuie să-l trezesc, altfel o să-l doară capul, a spus Liza, luând pisica în brațe și începând să o scuture. Cristina, care ajunsese între timp la fica ei, s-a îngrozit când a văzut picături de sânge închegat pe covoraș și pete maronii în jurul gurii pisicii Marcel, care nu mai era în viață. Mama a înțeles imediat că se întâmplase ceva ireparabil, dar nu a îndrăznit să-i spună direct fiicei sale. Liza, fiică, Marcel nu mai poate fi în viață. Liza, draga mea, se pare că Marcel s-a îmbolnăvit puțin, trebuie să-l lăsăm în pace, a spus Cristina, luându-i fiicei sale pisica din brațe, apoi l-a chemat pe soțul ei. Pavel, din privirea Cristinei, a înțeles că Liza trebuie să treacă printr-o conversație dificilă, dar tatăl grijului știa cum să găsească cuvintele potrivite pentru fiica sa. Liza, Marcel al nostru, a decis să trăiască acum în ceruri. Nu a plecat nicăieri, doar că o să privească noaptea lumea noastră de sus și o să participe la fel la viața noastră. Uneori se întâmplă așa, a spus el, dar în acel moment Liza parcă a înțeles singură din privirile părinților că se întâmplase ceva ireparabil. Maria privea totul de la distanță și s-a îngrozit de propriile sentimente. De o parte, îi era milă de fetiță, iar pe de altă parte simțea o bucurie răutăcioasă pentru că familia ucigașei fiicei sale tocmai trăise o fărâmă din durerea cu care ea trăia de câteva luni. Acest sentiment a făcut-o să se apropie de Liza și să spună niște cuvinte complet neașteptate. Liza, draga mea, tatăl tău are dreptate. Uneori nu doar pisicile mor, ci și oamenii. Părinții își pierd copiii, chiar și copiii își pot pierde părinții iar lumea nici nu tresare. Unii vor continua să se bucure, iar alții își vor linge rănile provocate de pierderi până la sfârșitul vieții. Așa că împacăte cu asta. Marcel al tău a murit, a spus ea și imediat s-a speriat de ieșirea ei. Maria se aștepta ca Pavel și Cristina să nu ierte o asemenea cruzime, dar ei au tăcut pur și simplu. Ziua următoare a fost și mai grea. Pavel a organizat în mod special înmormântarea animalului de companie, l-au condus pe ultimul drum cu toate onorurile. După care Liza nu-și mai găsea locul, conștientizând ce se întâmplase. Spre seară, fiica cea mare a familiei, Liza s-a alarmat când a văzut câinele Tatoșa, care nu se ridicase de pe covoraș toată ziua. Tatoșa a stat întins în colțul lui mai bine de 24 de ore și a privit pur și simplu ce se întâmpla. Pavel s-a apropiat de câine și a văzut urme de lacrimi pe botul lui. Se pare că și tatoșa al nostru s-a îmbolnăvit, trebuie să-l ducem urgent la veterinar, a spus Pavel și a început să se pregătească. Dar soarta câinelui era deja pecetluită. Până când Pavel l-a dus la mașină, tatoșa a mai respirat de câteva ore adânc, apoi a scos un sunet scurt, parcă de adio, și apoi a închis ochii pentru totdeauna. Maria a fost foarte surprinsă că nimeni nu a suspectat-o de cele întâmplate. Deși, atunci când a turnat în acea zi lichidul din sticluță în bolurile animalelor de companie, era pregătită să-și asume responsabilitatea pentru consecințe. În același timp, intenționa să dezvăluie tot adevărul. Era pregătită să povestească despre adevăratele ei intenții, despre faptul că în locul animalelor de companie puteau fi stăpânii casei sau copiii lor. Dar familia Barinov încă nu bănuia cine era Maria și cu ce scop ajunsese în casa lor. Maria, stai, nu poți pur și simplu să pleci fără să vorbim. Un bărbat a alergat după ea, Maria l-a privit indiferentă și s-a oprit. Stai, nu sunt un străin, am dreptul să știu adevărul despre fiica mea. De ce nu mi-ai spus nimic? De ce nu m mai sunat? A întrebat el, apucând-o pe Maria de mână. Maria nu avea absolut nicio dorință să-i amintească fostului ei soț, Anton, cât de irresponsabil fusese ca tată de la bun început și de ce într-o zi grea nu se așteptase la atenția și sprijinul lui. În schimb, se grăbea să scape cât mai repede de el. Anton, ascultă-mă, am avut atâtea discuții, încât e o prostie să mai repetăm acum ceva. Tot ce a fost, a rămas în trecut. Dacă nu ai participat la toate astea, înseamnă că nu era nevoie de tine. Pleacă și continuă să trăiești ca înainte, a spus ea și și-a grăbit pasul. Anton urmă. Pur și simplu nu am crezut imediat că pasărea noastră Arina a murit. Dacă aș fi știut, atunci. Maria nu l-a lăsat pe fostul soț să termine de vorbit. S-a întors și i-a dat o palmă usturătoare. Dar el a înțeles că merita. În ultima vreme nu am avut liniște în viață. Ba probleme la muncă, ba acasă nu e liniște, ba mama cu capriciile ei. Pe scurt, nu am timp de alții. Maria s-a oprit și a mai dat o palmă fostului soț pentru plânsul inutil. Ai venit la mine ca să te plângi aici. Sau crezi că îmi este interesant să-ți ascult plângerile despre viață? Arina nu mai este de mult. A murit. Fica ta a murit, nici măcar nu ai fost la înmormântarea ei. Dar cred că fica mea nu se supără pentru asta, pentru că nici când era în viață nu ți-ai amintit de ea. A spus Maria. Da, știu ce idiot am fost, de aceea te-am căutat. Îmi este greu să mă gândesc la ce tată prost am fost. Simt că trebuie să fac ceva pentru a-mi elibera conștiința. Anton a vorbit aiurea. Să-ți eliberezi conștiința. Doar asta te interesează. Ce ticălos ești? A spus Maria și a scuipat în direcția lui. Da, merită asta. A spus Anton, continuând să meargă în urma ei. Iar mormântul ei unde este? Aș vrea să o vizitez. Maria a mers mult timp tăcută, până când furia din sufletul ei a scăzut treptat. Nu o vei găsi așa repede. Dacă vrei, putem merge la Sankt Petersburg. Nu o vei găsi așa repede. Dacă vrei, putem merge împreună. Și eu nu am mai vizitat-o de mai bine de o lună. Fata mea probabil mă așteaptă. A spus ea. Bine, sunt gata oricând. Dacă îmi permiți, putem merge mereu împreună la ea. A spus Anton. Maria a ajuns la casa ei, dar nu a vrut să intre. Știe că înăuntru este gol și singuratic. Și așa este de peste jumătate de an. Dar ce să aștepte? Hai să plecăm chiar acum. I-a propus ea lui Anton. Anton nu a obiectat. Pe tot drumul au mers tăcuți. Maria era furioasă pe fostul soț, dar nu mai avea putere să-i spună nimic. În loc de reproșuri, a decis să dilueze tăcerea cu subiecte care o distrăgeau. Ei bine, cum este iubirea ta? Sper că ești fericit cu natașa ta. A spus ea. Ce să zic de fericire? Ea este ca toate celelalte. De dimineața până seara, numai pretenții. Bacă este obosită să gătească, bacă mi-a dat cei mai frumoși ani din viață, bacă sunt mai rău decât orice soț al prietenelor ei. Viața ei este un adevărat calvar. A spus el. Mă bucur pentru tine! A zâmbit Maria. Și știi de ce? pentru că tu însuți nu ai știut niciodată ce vrei de la viață și ce ai nevoie de la o anumită femeie. S-a născut un copil, lasă mama să aibă grijă de el. Iar eu voi merge acolo unde nu este un copil care țipă. Totul este foarte simplu. Of, lasă de ce vorbesc din nou despre tine. Ai murit de mult pentru mine. A spus Maria. Spre seară, în cimitirul de la marginea orașului, nu mai era aproape niciun om în viață. Maria a recunoscut de la distanță mormântul Arinei. Clopoței de pădure au crescut și au înflorit, colorând întregul peisaj în frumusețe. În timp ce Anton stătea la mormânt și murmura ceva despre iertare, ea a cules flori, apoi a împletit din ele o coroană și a pus-o cu grijă pe scara monumentului comemorativ. La asta visa fiica mea cel puțin un vis i s-a împlinit. A spus Maria și a zâmbit sincer. s a întors mai aproape de noapte. În sufletul Mariei a apărut o liniște ușoară. Anton, din potrivă, abia acum s-a cufundat pe deplin în dureri fierbinți. Acest lucru o irita pe fosta soție de lângă el și nu a ascuns-o. Ei bine, tu cum ești? Tot în laborator lucrezi. A întrebat Anton după mult timp de tăcere. Ce te interesează? A zâmbit din nou. Ei bine, m-am gândit doar că poate ai nevoie de ajutor. Dacă este cazul, acum totul este mai mult sau mai puțin în regulă cu mine. Aș putea și să ajut. A spus Anton nesigur. Să ajuți, spui. Trebuie să ne gândim la asta. Poate că vei fi de folos, a spus Maria și a început serios să-l integreze pe fostul soț în planurile ei de răzbunare împotriva familiei Barinov. Și da, ideea nu a întârziat să apară. Anton, dacă vrei să obții iertarea fiicei tale, trebuie să mă ajut să-i pedepsesc pe uciga și ei. Au scăpat de lege datorită relațiilor, se plimbă liber ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Iar eu nu găsesc locul pentru că nu am reușit să obțin dreptate. Ce zici de un ajutor în această direcție? Ea a pus problema direct. Sunt gata. Sunt gata să angajez un avocat, să le dovedesc vinovăția, să bat la toate ușile, a declarat Anton. Ah, asta e o etapă depășită, nu a funcționat. Există o variantă mai simplă. Acum lucrez în familia acestui ucigaș. Ei nu au nici cea mai mică idee cine sunt eu și cu ce scop am venit în familia lor. Tu mă vei ajuta sau o vei da din nou în pară? A întrebat Maria. Ai gândit ceva îngrozitor. Și dacă apoi vei fi închis? De aceea vreau să-ți cer ajutorul. Ești gata să riști la fel ca mine? Sau, ca de obicei, îți prețuiești propria liniște? Ea l-a provocat. Sunt gata, doar dacă. Bine, am înțeles. Doar ai zis-o, ca de obicei. Du-te și trăiește-ți viața. Nu vei putea face nimic, nici măcar după ce fiicele tale au călcat-o pe fiica mea cu mașina, ca pe un pisoi orb. Ești un nimeni. A spus ea. Anton a plecat acasă gândindu-se. Maria a fost indiferentă la reacția lui. Dar el însuși a luat o decizie peste noapte. Dimineața a sunat-o. Te aștept la intrarea în bloc. Te duc unde vrei tu. În același timp, îmi vei spune ce trebuie să facem pentru fiica ta. Sunt gata de orice, a spus el. Maria a decis să-l inițieze pe fostul ei soț în planul ei de răzbunare. Când Liza a ieșit de la școală și s-a îndreptat spre casă, nu l-a observat imediat pe bărbatul plăcut care mergea în urma ei. Când și-a distras atenția cu telefonul, bărbatul s-a apropiat de ea și a vorbit. Scuzați-mă dacă vă deranjez. Sunt turist. Am ajuns aici, nu știu cum. Telefonul mi s-a descărcat. Nu pot nici măcar să-mi caut hotelul pe hartă. Se numește Laguna. Nu-mi puteți spune în ce direcție să merg? A întrebat Anton. Oh, știu unde este. Este la trei străzi de aici. Trebuie să mă urmați și eu merg acolo. Locuiesc nu departe de acolo. Naivă, Liza s-a implicat în conversație. Mulțumesc. Vă respect. Mi-ați salvat. Probabil că veniți de la școală. Se vede imediat că sunteți o elevă eminentă. Anton a trecut imediat la ofensivă. Da, învăț la o școală privată. Anul acesta termin, iar apoi voi merge să studiez la cea mai bună academie de design din Spania. A declarat Liza cu mândrie. Asta pentru că părinții tăi ți-au observat talentele și au decis să investească în realizarea ta. Grozav. Trebuie să-i prețuiești pe astfel de părinți. Sunt foarte fericită. Grozav. Trebuie să-i prețuiești pe astfel de părinți. Și eu am visat cândva să devin designer vestimentar. Dar nu a mers. Nu am avut posibilitatea. De aceea am devenit un simplu programator, a spus Anton. Și asta e grozav, a remarcat Riza și și-a continuat drumul. Și aveți mulți prieteni? a întrebat Anton. Mulți! Sunt toți tari. Ne distrăm adesea în cluburi. Va trebui să mă descurc. Iată că în curând voi deveni studentă. Atunci va fi mai ușor. Nu va trebui să cer voie nimănui. Apropo, tata mi-a promis să-mi cumpere un apartament în Spania. Aș putea chiar să-mi organizez petrecerile în propriul meu apartament. A visat Liza. Iar eu, din tinerețe, am fost prieten doar cu cărțile. Și acum nu regret nimic. Cei drept, viața unui intelectual este uneori plictisitoare. S-a plâns Anton prefăcut. De ce? Ce vă împiedică acum să vă distrați? A întrebat Liza. Și, într-adevăr, da, aș putea chiar acum. Doar că mi-e puțin rușine. Și prietenii mei sunt deja în mare parte căsătoriți, au familii. Nu pot ieși mereu. Dacă aș avea o companie potrivită, aș putea să mă distrez până dimineața. Și știu să cânt la chitară și să cânt. Știu să fac foc, să prăjesc frigărui. Nicio companie nu se va plictisi cu mine. Se lăuda Anton. Până au ajuns la hotel, Liza a reușit să-i spună toate informațiile despre viața ei și despre familia ei. Asta și urmărea Anton. La despărțire, au convenit să țină legătura și să-și păstreze relațiile de prietenie. Anton a obținut cu ușurință numărul ei de telefon. Deși nu era o necesitate. Maria o cunoștea și ar fi dat cu ușurință lui Anton pentru acțiunile sale ulterioare. Foarte curând, Maria a observat că Liza lipsește din ce în ce mai des de acasă. Nici mama, nici tatăl nu știau de apariția în viața ei a unui prieten mai în vârstă. Deși relațiile fetei cu părinții erau normale. Problemele adolescenților nu erau străine acestei familii. Când, brusc, Liza a început să vorbească cu părinții despre noi ei prieteni, Pavel și Cristina nu au acordat prea multă atenție. Mamă, astăzi merg la o petrecere, vor fi doar prietenii mei, a spus Liza încă o dată, plecând seara, după câteva luni. Cristina a luat-o ca pe o altă petrecere obișnuită și nu a obiectat. În acea zi, Maria a întârziat special la casa familiei Barinov. Aștepta cu nerăbdare venirea lui Pavel de la serviciu, anticipând primele scântei în relația cu soția lui. Din când în când o privea pe Cristina și starea ei de spirit, iar starea ei de spirit era, ca de obicei, ridicată. Maria, stai cu noi, cina va fi gata în curând. Mai târziu, te vom duce acasă cu un taxi, ca să ajungi acasă confortabil, a sugerat ea. Maria s-a alăturat cu curiozitate companiei ei. Era pentru prima dată când Cristina vorbea cu ea ca femeie cu femeie. Apropo, am vrut să te întreb ceva. Hai, îți arăt ceva, a spus ea și a condus-o pe Maria în garderoba ei de la etajul 2 al casei. Camera ei de garderobă era mai mare decât întregul apartament al Mariei. Fiecare latură a peretelui era mobilată cu dulapuri incorporate, oglinzi de la podea până la tavan. Cristina a deschis unul dintre dulapuri, arătându-i conținutul. Uite, Maria, aici sunt doar rochii de seară. Toate au fost purtate o singură dată, maximum de două ori. Iar în restul timpului așa stau. Mi-ar plăcea să le poarte cineva, până nu trece moda lor. Ce crezi, cum aș putea scăpa de ele cu folos? A întrebat Cristina. Maria presupunea că va fi o discuție serioasă. Auzind de rochie, a zâmbit ușor. Nu știu de le celor nevoiași sau vindele la un târg de vechituri. Nu m-am confruntat cu astfel de probleme, a răspuns Maria indiferentă. A, bine, atunci scuză-mă. Cred că m-am comportat ca ofițoasă frivolă. Scuză-mă încă o dată. A spus Cristina cu sinceritate, iar apoi au trecut la alte discuții. Între timp, Pavel a venit de la serviciu cu o întârziere scurtă și el, ca de obicei, era într-o dispoziție bună. În mâine avea jucării noi pentru Liza și o floare pentru Cristina. Cristina a luat buchetul de la soțul ei și l-a întrebat. Pavel, dragul meu, hai să-i oferim acest buchet astăzi bonei noastre. Cel de data trecută încă nu s-a ofilit. Iar Maria a acceptat astăzi să rămână cu noi la cină. Da, desigur, dacă aș fi știut că va veni la cină, i-aș fi luat separat. Așa că primește de la noi, Maria, acest semn simbolic de recunoștință, a spus Pavel. Pentru Maria a fost o surpriză totală. S-a opus puțin, nevrând să accepte cadoul. Dar când și-a dat seama că din partea ei ar fi nepoliticos, a luat timid buchetul. În timpul cinei, familia a vorbit despre treburile curente. Din când în când, Maria era întrebată despre diverse, dar ea și-a propus de la bun început să nu povestească nimic personal până nu va veni momentul potrivit în cadrul planului ei de răzbunare. Până acum, reușea destul de bine. Cina s-a terminat. În acest timp, Cristina a reușit să întindă hainele din mașina de spălat, dar nu a spus niciun cuvânt despre urmele de ruși de pe gulerul cămășii soțului ei. Dar Maria a urmărit atât de mult momentul potrivit pentru a unge cu acest ruș. Ei bine, nu e nimic grav, tot veți fi prinși, s-a gândit ea în sinea ei, plecând acasă cu un taxi. Apoi a scos din geantă lenjerie nouă din dantelă, a mângâiat-o cu mâna și a pus-o înapoi în buzunar, în geantă. Când dimineața a sunat telefonul lui Pavel, el nu s-a grăbit să răspundă. Când a văzut pe ecran numele fiicei sale mai mari, a uitat, neînțelegând deloc. Nu știa că la ora cinci dimineața fiica lui încă nu era acasă. Tată, îmi este rău, îmi este foarte rău, vină după mine, a spus ea cu o voce abia auzită. Liza, unde ești? Ce s-a întâmplat cu tine? Pavel a sărit din pat. Am fost la club cu prietenii, apoi Anton mi-a dat o pastilă, a spus că va fi mișto. Dar mi-a fost foarte rău, abia mi-am revenit, cred că mor, a spus Liza cu o voce slabă. Ascultă-mă cu atenție, fetiță, voi veni foarte curând, iar tu să nu pleci nicăieri și să nu te miști. A spus Pavel. Zgomotul a trezit-o pe Cristina. Ce s-a întâmplat? Cine a fost? A întrebat ea somoroasă. Draga mea, eu voiam să te întreb de ce fica noastră umblă prin cluburi la ora 5 dimineața, iar tu nici măcar nu știi. Sau știai? A întrebat Pavel cu o voce aspră. Nu am lăsat-o să plece nicăieri, ar trebui să fie acasă, a rămas Cristina uimită. Iar când a aflat ce a spus fica ei la telefon, a plecat și ea îngrabă împreună cu soțul ei. Când au ajuns părinții, Liza se afla într-adevăr într-o încăpere gospodărească a clubului. Paznicul a avut milă de ea și nu a dat-o afară. Părinții au adus acasă fica palidă și care abia putea vorbi. Dimineața, când a venit Maria, scandalul de familie era întoi. Cristina, draga mea, tu nu ai altceva de făcut decât să te ocupi de educația copiilor noștri. Cum s-a întâmplat ca fiica noastră adolescentă să consume droguri în club, iar tu nici măcar să nu știi? Se indigna Pavel. De fapt, este și fiica ta. Crezi că îmi face plăcere să o văd în această stare? A replicat Cristina. De acum înainte, tu vei fi responsabilă pentru fiecare pas al ei. Nici măcar nu ar fi trebuit să o lași să meargă la aceste petreceri și în cluburi. Acum, Liza trebuie să fie sub un control strict până când nu își distruge complet viața, a strigat Pavel. Pavel, nu am idee cum o voi controla. În primul rând, fica ta nu mă ascultă deloc. În al doilea rând, nici măcar eu singură nu am puterea să mă ocup de numeroșii ei prieteni și, în general, printre ei sunt chiar și băieți adulți. Aici trebuie să intervi tu, a spus Cristina. Bineînțeles că voi interveni, draga mea. Nu spun că nu-mi pasă. Doar că tu ar trebui să fii mai vigilentă, pentru că ești mai mult acasă decât mine. Dar, desigur, eu mă voi ocupa de toate greșelile pe care a reușit să le facă. Tu înțelegi că acești prieteni nu vor renunța la ea așa de ușor. Și da, dacă nu este prima dată când fica noastră ia aceste pastile, consideră că va avea nevoie de un tratament de lungă durată într-o clinică, iar apoi va trebui să o reabilitezi tot atâta timp. Înțeleg toate acestea și intenționez să îmi asum responsabilitatea, a repetat Pavel. În cele din urmă, auzind primele certuri în familie de-a lungul anului, Maria a zâmbit în sinea ei. Totul nu era atât de bine pe cât își imagina familia Barinov. În acea zi, Liza și-a revenit abia spre seară. Maria a aflat acest lucru când a auzit țipete și urlete la etajul 2, în camera Lizei. Inventând un pretext fals, ea s-a așezat împreună cu Liza în camera Cristinei, pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă. Mamă, voi mur dacă nu mă lași să plec acum, a implorat Liza. Nu te vei mai duce nicăieri. Trebuie să rabzi dacă într-adevăr a fost doar a doua oară, altfel eu și tatăl tău va trebui să te trimitem la clinică, i-a răspuns Cristina. Faceți ce vreți, dar mai târziu. Iar acum, mamă, aș putea chiar să mă năpustesc asupra ta. Nu pot să controlez asta. Mă umflă toată pe dinăuntru. Mamă, te rog, doar pentru o jumătate de oră. Nu voi pleca nicăieri. Îmi vor aduce o pastilă și mă voi întoarce imediat acasă, a implorat Liza. Cristina a repetat încă o dată cuvintele ei, și apoi a trântit ușa și a plecat în bucătărie. Maria a decis să-i dea un semnal lui Anton că face totul corect. I-a trimis pe telefon simbolul degetului mare în sus. Anton a trimis la rândul lui un semn de întrebare. Maria a reușit să-i răspundă cu voce tare. Îți voi povesti când ne vom întâlni, dar ești grozav, continuă tot așa, a spus ea și imediat a auzit din nou țipetele și urletele Cristinei. Ajutați-mă, a murit! Fica mea! S-a prăbușit, a strigat Cristina, ieșind din casă. Maria a alergat după ea și și-a dat seama că evenimentele au luat o întorsătură neașteptată. Sub fereastră, pe asfalt, zăcea Liza, țipând de durere. Cum a ajuns acolo? s-a îngrozit Maria. A vrut să sară, se ducea la amicii ei după o altă doză de droguri. Maria, te rog, ajută-mă să o duc în casă. Dacă Pavel vede toate acestea, va face cu siguranță infarct, a spus Cristina, ridicând-o de pe pământ pe fiica ei care țipa. De țipetele și înjurăturile ei, Liza nu s-a speriat și a început și ea să plângă. Acasă, cearta mamei cu fiica s-a transformat într-o bătaie. Maria auzea doar zgomotul obiectelor care cădeau în camera Lizei. Ea însă și a luat-o pe liza și a ieșit pe stradă pentru a o liniști pe fetiță. Pavel încă întârzia la serviciu, Maria a înțeles că astăzi este cazul ideal să îi strecoare în buzunar lenjerie de damă, pentru ca scânteia din familie să se transforme într-un foc mare și să ardă fiecare membru al familiei ucigașului și al fiicei sale, care trăiesc ca în sânul lui Hristos, în timp ce arina ei a devenit de multă vreme hrană pentru insect și viermi. Când în sfârșit țipetele din casă au încetat să se audă, Maria s-a întors în casă împreună cu Liza. Cristina stătea în bucătărie și plângea. Maria, te rog să mă ierți. Te-a implicat și pe tine în toate astea. Nu trebuia să vezi asta. Dar nu am reușit să mă descurc singură cu Liza, a spus ea. Maria nu avea ce să spună în acel moment, așa că a ridicat doar din umeri. În acel moment Pavel a venit de la serviciu. Ei bine, rămâneți aici, eu plec pentru azi, a spus Maria și s-a grăbit spre ieșire. Cristina a dat din cap, nu avea puterea să o conducă pe bonă și să închidă ușa după ea. Maria a observat asta. Nu trebuie să mă conduci. Voi închide eu ușa. Răbdare, i-a spus ea Cristinei, a mângâiat-o ușor pe umăr și s-a îndreptat spre ieșire. Încălțându-se în hol, a încercat să nu piardă momentul perfect când nimeni nu vede. A reușit. Lenjeria intimă a altei femei a ajuns în buzunarul interior al sacoului lui Pavel, apoi Maria a părăsit rapid casa. În acel moment când Maria a murit, Maria a murit. A părăsit casa. Astăzi, familia Barinov se pregătea de sărbătoare. Toți erau triști, dar se pregăteau să sărbătorească ziua de naștere a Cristinei. Maria a aflat despre asta abia când a venit să o îngrijească pe Liza nicio dispoziție, a oftat Cristina. Trebuie să sărbătorim doar formal, ca să nu-i traumatizăm pe copii cu scandalurile noastre. A adăugat ea. Maria a așteptat cu curiozitate să audă motivul conversației, dar Cristina parcă se rușina să vorbească despre asta. Atunci a decis să acționeze pe altă cale. Cristina, tu și Pavel sunteți un cuplu atât de minunat, nu ne putem sătura să ne uităm la voi, iar copiii sunt pur și simplu adorabili dacă nu luăm în considerare dificultățile temporare cu Liza. Resentimentele nu ți se potrivesc deloc, a spus Maria. Da? Ești sigură că totul în interior este exact așa cum pare în realitate? Da, totul a fost bine până de curând. Mi s-a spus că așa se întâmplă. Nu întotdeauna, dar eu am refuzat mereu să cred asta. Și acum, îți dai seama, este atât de amar să realizez că acei oameni care m-au avertizat aveau dreptate. Nu aș fi crezut niciodată că fica mea educată și bâlândă se va apropia de droguri într-o companie dubioasă. Nici măcar în cel mai urât coșmar nu mi-am imaginat că soțul meu mă înșală. Dar toate acestea se întâmplă deja, a spus Cristina, scrâșnind din dinți. Maria a înțeles că trucul cu lenjeria intimă, în sfârșit, a funcționat. Și ești sigură că te înșală? Poate că nu ar trebui să tragi singură concluzii. A întrebat ea. Da, da, ai dreptate, poate că nu e așa, dar cum să explici lenjeria intimă feminină din buzunarul lui și, mai ales, cum se dezvinovățește atât de credibil, încât poți să-l crezi? Îl bănuiesc de mult de infidelitate, baruși pe cămașă, ba parfumuri străine. Nu există atâtea coincidențe, a replicat Cristina. Și știi, încă de la început mi s-a părut că Pavel tău ascunde ceva. Este atât de atent la telefonul lui, nu se desparte de el niciun minut. Și florile fără motiv ar fi trebuit să te pună pe gânduri. Evident, e vinovat de ceva. A spus Maria stârnind în mod special îndoiel și focul geloziei în Cristina. Cristina i-a ascultat cuvintele cu toată atenția. O parcă a simțit că aici îi se spală oasele. A spus Cristina, răspunzând la apelul soțului ei. Conversația nu a durat mult, după care s-a adresat din nou Mariei. Seara mă invită la teatru. Ce crezi, să merg cu el sau să refuz? A întrebat Cristina. Desigur, du-te. Altfel, dacă nu mergi tu, poate vrea să meargă cu amanta lui. Mai bine du-te, eu voi staculiza. A spus Maria, iar Cristina a ascultat-o. În aceeași zi, profitând de ocazie, Maria a decis să o felicite și pe Cristina. De îndată ce aceasta a ieșit din camera ei, Maria, sub pretextul că o caută pe Liza, s-a strecurat la toaleta ei, a luat în mână crema de ochi pe care o văzuse mai devreme, a deschis-o și a picurat câteva picături din lichidul din sticluța ei pe care o avea mereu cu ea. Apoi a înșurubat capacul la loc și s-a concentrat liniștită pe Liza. În aceeași seară, plecând de la duma lui Barinov, Maria a înțeles că s-a săturat să aștepte momentul potrivit pentru răzbunare. Cu cât comunica mai mult cu membrii acestei familii, cu atât se convingea mai mult că meritau să moară. De fiecare dată o uimeau cu calmul și omenia lor. Mariei însă îi se părea că joacă un rol siropos de sfinți și o enerva foarte tare. Cu astfel de gânduri, a cumpărat din nou mâncare dulce și grasă, ca să-și năbușe emoțiile și să uite până dimineață. Dar seara avea propriile planuri pentru ea. În sfârșit, te-am găsit. De acolo nu poți da telefon, a auzit ea la intrarea în bloc. Întorcându-se, Maria l-a văzut pe Andrei, pe care îl cunoscuse recent în parcul de joacă din centrul comercial. Era un bărbat drăguț și galant, dar Maria a decis imediat că nu va hrăni cu speranțe un om bun, pentru că nu se știa încă cum se va termina răzbunarea ei. Nu voia să implice în asta pe nimeni altcineva în afară de Anton, care merita și el propriile lecții de viață. Iar acest Andrei era foarte insistent. Ce voi ai? Sunt obosită. Aș vrea să fiu lăsată în pace, a spus Maria, nevrând să continue conversația cu el. Tocmai mi-am dat seama că ești obosită. Hai să mergem undeva. Știu un loc liniștit și confortabil. Mâncarea e bună acolo. Vreau doar să te relaxezi puțin, a spus Andrei. Nu am nevoie de protecție. Și, te rog, încetează să mă acorzi atenție. Acum nu e momentul. Și nici pe viitor nu cred că va fi, a spus Maria și s-a pregătit să plece. Dar Andrei a reușit să o apuce de mână. Din cauza morții fiicei tale. Te înțeleg. Mi-aș dori foarte mult să zâmbești și să fii fericită. Hai să plecăm pur și simplu de aici, nu? Într-un mediu nou totul va fi diferit. Îți va trece durerea, vor apărea culori noi în viața ta, iar eu... Eu mă voi strădui pentru asta, a spus Andrei și a mângâiat-o pe mână. Maria și-a retras brusc mâna, s-a uitat în ochii bulânzi și limpezii a interlocutorului ei, dar ea însă și a plecat în tăcere acasă. În inima ei se simțea atrasă de Andrei, dar dorința de a duce la bun sfârșit fapta perfidă începută era mare. Și da, își dădea seama că ea însă și ar putea arde în ura ei. În casa lui Barinov a fost din nou agitație astăzi. Pavel, care tocmai venise de la serviciu, s-a uitat în camera fiicei sale, Liza, și a intrat în furie. Fica lui nu era acasă, deși era în arest la domiciliu de multă vreme. Cristina, unde e Liza? A întrebat el. Între timp, Cristina a fost distrasă de o conversație telefonică cu o prietenă, și abia acum și-a dat seama. În cameră, unde altundeva? A răspuns Cristina. Nu e în cameră. Ți-am spus că trebuie să o trimitem la clinică. Mi-ai promis că vei avea grijă ca fiica ta să nu meargă în campania distructivă, și ce s-a întâmplat până la urmă? S-a indignat Pavel. La naiba, cum a făcut-o? Ușa era închisă, iar cheile erau la mine. S-a mirat Cristina. Maria a auzit conversația și a decis să-și bage nasul pentru a încinge și mai mult scandalul. Iar ea a ieșit pe fereastră. Cristina, am vrut să-ți spun imediat, dar erai ocupată la telefon, a spus ea, ascunzând faptul că ea însă și o ajutase pe Liza să fugă de acasă în compania lui Anton. Doamne, dăm putere să fac fața acestui lucru. Pavel, cred că ar trebui să o găsim și totuși să o trimitem la clinică, a spus Cristina, uluită. Excelent, draga mea! Găsește-o și aduți fica acasă. Am vorbit deja cu niște medici buni. O vom trimite pentru trei luni. După tratament, există șanse să sperăm la ce e mai bun, dacă, desigur, mama noastră se va desprinde puțin de prietenele ei și se va ocupa de copii, a spus Pavel. Așa deci, numai mama e de vină. Și ce le vom spune tatălui, care în tot acest timp se distra cu cine știe cine? Ba aduce kiloți în buzunarul de la pantaloni, ba vine cu cămașa plină de ruși. Poate că tatăl are vreo responsabilitate față de familie? A răspuns Cristina, indignată. Și tu ai inventat totul! Nu te-am înșelat cu nimeni! Iar dacă vei continua să mă cicălești în ritmul ăsta, să nu te miri dacă se va întâmpla cu adevărat. A, așa deci! Tatăl nostru totuși poate să-și facă de cap, iar mama e de vină. Pavel, trăiesc cu tine de aproape 20 de ani și se pare abia acum îți descoperă adevărata față. Pavel nu a mai vrut să continue cearta. A sărutat-o pe Liza și a plecat în camera de odihnă. Între timp, mamei Lizei nu i-a fost greu să o găsească. Când mama a venit, Liza tocmai ajunsese la compania de noi prieteni. Era un apartament la marginea orașului, unde se adunau în mod special oameni care doreau să-și dilueze viața cenușie cu o doză distructivă de pastile dubioase. Cristina a intrat acolo furioasă, dar a întârziat puțin. A înțeles asta când a văzut Opeliza, care stătea pe canapea în brațele unui bărbat necunoscut, cu o strălucire nesănătoasă în ochi. Vă voi închide pe toți dracului! Veți putrezi în închisoare pentru că i-ați distrus viața fiicei mele, a spus Cristina furioasă. Domnișoară, liniștește-te! Aici e o companie foarte prietenoasă. Nu vrei să ni te alături. Stresul va dispărea ca prin minune, a spus Anton, jucând rolul unui om beat. Iar cu tine voi vorbi pe scurt. Dăm drumul la fiica mea, a spus ea și a luat-o pe liza de mână. Mamă! Mamă, cum ai ajuns aici? Ți s-a făcut dor de fiica ta cea nebună. A râs Riza, abia ținându-se pe picioare. Tu du-te și așteaptă-mă afară. Iar eu acum o să-i spun două vorbe unui om bun. Apropo, unde e omul ăsta bun? A întrebat Riza și a început să caute cu privirea în jur. Prințesă, sunt aici. Ți-am promis că-ți voi face o surpriză iată-o aproape gata. S-a auzit din bucătărie o voce bărbătească, iar apoi a apărut cel mai bun om. Întâlnindu-se cu noul om, Cristina a încremenit pe loc. Nu-și credea ochilor și încerca să-și dea seama în ce realitate se afla. Sergiu A șoptit ea încet privind la prietenul lui Anton, care o cunoscuse recent pe Liza și intenționa să înceapă o relație cu ea. Cristina Ești tu? Ce întâlnire! S-a mirat Sergiu, lăsând paharul cu vin din mână. Poate îmi explici ce se întâmplă aici și cum a ajuns fiica mea aici. A întrebat ea, dar nu și-a putut ascunde tremurul. Hai să vorbim pe balcon, a spus Sergiu, apoi a luat-o de mână și a condus-o într-o parte. Mai bine spunem ce se întâmplă în viața ta. Este cu adevărat fiica ta. Cum a ajuns aici? Am simțit imediat că acel ticălos de Anton nu o va duce la nimic bun. Dacă aș fi știut că este fica ta, ți-aș fi spus imediat. Dar nu e prea târziu, sunt gata să te ajut, a spus Sergiu. Mă descurc și fără ajutorul tău. Leon este tatăl ei, un om independent, el va rezolva totul. Dar tu ce cauți aici? a întrebat Cristina. Da, Pavel, desigur, este primul bărbat din lume. Iartă-mă că am îndrăznit să mă îndoiesc de puterea lui. Aproape că am uitat că l-ai ales mereu pe el. Mă bucur foarte mult dacă ești fericită și dacă totul este bine. Scuză-mă, sunt prea emoționat, a adăugat el. Și tu iartă-mă. Păcat că atunci ne-am despărțit urât. Am încercat de multe ori să-ți explic, dar nu mi-ai dat voie. Încă sunt afectată de asta, a mărturisit Cristina, amintindu-și zilele îndepărtate ale trecutului, când ea și Sergiu aveau o dragoste imensă, până când în viața ei a apărut promițătorul Pavel. Dacă este adevărat, sunt gata să te ascult. Hai să plecăm de aici. O duc pe fiica ta acasă, iar apoi putem sta undeva să vorbim despre toate. Te rog, de data aceasta sunt gata să ascult, a spus Sergiu, privind-o în ochi cu aceeași privire pătrunzătoare. Cristina nu se aștepta la o întâlnire atât de spontană. Nedumerită a fost de acord să-i acorde timp lui Sergiu. Scandalurile de acasă și alte probleme familiale o afectau foarte mult, așa că a decis să renunțe puțin la control și să se lase purtată de sentimente. O oră mai târziu, Cristina a adus-o acasă pe Liza, aflată în stare de semiconștientă, a lăsat-o în camera ei și s-a grăbit să iasă. Unde te duci? Trebuie să facem ceva cu ea, a reușit să spună Pavel. Nu pot avea grijă de ea astăzi, iar mâine du-o la doctor. Trebuie să mă ocup de prietenii ei dubioși și mă întorc imediat, a spus Cristina și a plecat fără să se uite înapoi. Între timp, Sergiu rezervase deja o masă la restaurant și o aștepta pe Cristina. Numai Anton era furios la telefon, încercând să dea de prietenul său. Ce a fost asta? de ce te-ai pupat cu mamaia aia? Noi voiam să o jecmănim de bani. De ce strici totul? S-a revoltat el. Ascultă, nu mă așteptam ca fata asta bogată să fie fica primei mele iubiri. Sincer, îmi este rușine față de ea. Chiar i-am promis că nu o vom mai hărțui pe fica ei. Și tu ascultă de mine. Nu voi permite să fie rănită fica femeii mele iubite la naiba, Sergiu, îți dau două zile de gândire. În acest timp vorbește cu iubita ta, rezolvă ți conflictele de acolo. Dar nu îndrăzni să-mi strici planul, altfel vei suferi. Este o chestiune de principiu. Am investit deja prea multă energie și timp ca să mă răzbun pe familia asta. Nu îndrăzni să strici totul, a insistat Anton. Sergiu a înțeles că Anton nu va renunța la poziția lui. Așa că a fost de acord cu el doar de fațadă, dar în realitate trecuse de mult de partea Cristinei, care chiar în acel moment îi scria cu scripiri în ochi. Ești fericită cu el? A întrebat-o el la masă. Cristina s-a gândit. Deci, nu totul este atât de roz. Poate că avem o șansă să o luăm de la capăt. A întrebat Sergiu. Nu știu. Sunt confuză. Mereu am crezut că avem o căsnicie solidă, că Pavel mă iubește. Dar s-a dovedit că în ultima vreme totul merge prost. Totul a început cu acel accident nenorocit de la intersecție, a spus Cristina. Ce accident nenorocit? A întrebat el. Lasă, nu contează. A fost o mare harababură. Dar Pavel a rezolvat totul. Dar am simțit că din ziua aceea ceva nu a mai fost în regulă. Apoi a urmat o serie întreagă de necazuri, una după alta, fără sfârșit. Sunt obosită. Sunt foarte obosită să lupt singură. Iar acum și Pavel se pare că are o aventură. Desigur, încearcă să ascundă asta de mine, dar urmele duc la un singur lucru. Are pe cineva. Și este mulțumit de asta. Eu nu primesc de la el decât reproșuri, a izbucnit în plâns Cristina. Sergiu a consolat-o în toate felurile. După cină, amândoi erau vizibil beți. Cristina a fost copăleșită de emoții și a decis să uite de toate în noaptea aceea. Când a ajuns acasă dimineața și s-a strecurat în dormitor, Pavel nici măcar nu s-a trezit. Ea s-a convins încă o dată că a făcut bine că a dormit cu Sergiu în noaptea aceea, ca răzbunare față de soțul ei. Când Cristina s-a trezit după amiaza cu o durere de cap îngrozitoare, Liza și Maria erau deja acasă. Bea, îți va trece! Maria i-a întins un pahar cu apă și o pastilă pentru durerea de cap. Mulțumesc, Maria! Ce m-aș face fără grija ta? Dar unde este Moise? A întrebat Cristina somnoroasă. Pavel a dus-o pe Liza la clinică. A internat-o acolo. A spus că el va veni mai târziu. Dar cu tine ce s-a întâmplat? A întrebat Maria grijulie, mângând bulele cu lichid din buzunarul rochiei sale. Cred că am făcut o prostie. Sau poate că nu chiar o prostie. Încă nu mi-am dat seama. Sunt confuză, a spus Cristina. Maria era din ce în ce mai încântată de această turnură a evenimentelor. A tras un scaun și s-a așezat lângă pat. Dacă vrei, poți să te descarci. Te vei simți mai bine și îți vei limpezi gândurile. Între timp, Cristina avea încredere de plină în Bonă, așa că a decis să-și verse sufletul. Eu. Eu îl iubesc pe Pavel. Totul era bine până când, profitând de problemele din familie, și-a luat o amantă. Ști, nici măcar nu-și ascunde urmele. Deși nu lipsește seara, găsesc dovezi peste tot. Mă doare! Iar acum câteva zile l-am întâlnit pe iubitul meu din liceu. Ne iubeam foarte mult, apoi l-am părăsit pentru Pavel. Au trecut atâția ani, iar el încă se uită la mine cu aceeași privire tandră. Am stat de vorbă, apoi am mers la un restaurant, iar apoi ne-am trezit într-un hotel. M-a implorat să rămân, e gata să mă ducă la capătul lumii chiar și azi. Ce crezi că se va întâmpla dacă află Pavel? A întrebat Cristina. O să fie unul la unul. O să-i pară rău, dar există șansa ca doar așa să se gândească. Și mai e un efect interesant. Când un bărbat simte că femeia lui îi scapă, amanta își pierde din valoare în ochii lui. Pentru că nu pot menține atenția asupra a două obiecte în același timp. Noi putem face asta cu măiestrie, a spus Maria. Chiar așa. Ei bine, atunci îi voi da o șansă lui Pavel. O perioadă de probă de două săptămâni. Dacă în acest timp scapă de amantă, atunci putem considera că are o șansă. Dacă nu, atunci va trebui să aleg din nou. Și de data aceasta, greu de crezut că va fi în favoarea lui Pavel, a declarat Cristina cu hotărâre. Planurile Cristinei îi conveneau foarte bine Mariei. Ca să nu piardă această șansă, a doua zi dimineața a mers în grabă la cea mai apropiată policlinică. La ușa cabinetului ginecologic era aglomeratie. Maria s-a apropiat de una dintre femei și a rugat-o să o asculte câteva minute. Aceasta a acceptat cu iritare. Când au mers puțin mai încolo, Maria i-a strecurat străinei o bancnotă în buzunar și a spus: Am nevoie de un test de sarcină pozitiv. Și? Ce legătură am eu? S-a mirat fata. Iată un test nou. Dacă îl folosești, va ieși pozitiv. Iar rezultatul mi dai mie, a spus Maria. A, deci așa stau lucrurile. Ce nu inventăm noi, femeile? Vrei să pedepsești sau să sperii pe cineva? A zâmbit fata. Și una, și alta. Aștept, a spus Maria, întinzându-i testul de sarcină în ambalaj. După o jumătate de oră, cu testul cu două linii, s-a grăbit la casa familiei Barinov. Cristina era la limita crizei familiale. Testul pus în buzunarul cămășii lui Pavel trebuia să fie ultima picătură. Încă nu mi-am început planul, a zâmbit Maria din nou și a pipăit flaconul cu lichid din geantă. Noua zi a Mariei a început cu un apel plin de la Crim de la Liza. Am rămas singura acasă și au plecat toți. Mi-e frică! Auzind vocea fetiței, Maria s-a grăbit la ea. Singurul motiv pentru care încă amână planul de răzbunare este Liza. Din primele zile de când au făcut cunoștință, Maria s-a îndrăgostit sincer de această fetiță. Obiceiurile ei drăgălașe, tendința de a se supăra, frica, intoleranța la singurătate, vulnerabilitatea, sinceritatea și puritatea inimii. Îi amintea foarte mult de Arina la vârsta ei. Iar cu Arina, toate acestea se întâmplau cu doar câțiva ani în urmă. În acea perioadă, Maria Abia începea să realizeze că fiica ei este o persoană separată, cu propriile ei fațete. Arina îi se părea o versiune infinit îmbunătățită a ei însă și se uita la fiica ei și se admira pe sine la fericirea ei, iar acum nu mai are nimic din toate acestea. Dar măcar mai există un alt exemplu, care o ajută să se cufunde din nou în acele sentimente cuprinzătoare. Maria a înțeles că, chiar dacă ar otrăvi întreaga familie Barinov, nu ar ridica mâna să-i facă rău Lizei. Adevărul este că, după ce își va pune în aplicare planul, această fetiță drăgălașă va deveni nefericită pentru tot restul vieții. Dar dacă și-ar împărți nefericirea cu Maria? Până la urmă, există șanse. Astfel de gânduri o preocupau pe Maria în ultimele luni. În cele din urmă, totul s-a întâmplat astfel încât îi se părea mai plăcut să rămână mai aproape de Liza decât să se răzbune pe ucigașul fiicei sale. Dar aceasta nu era încă decizia ei finală. Maria a ajuns acasă. Liza a alergat în întâmpinarea ei. Mama și tata s-au certat din nou. Mama a plecat prima, iar apoi l-au sunat pe tata și l-au chemat la serviciu. A spus că tu vin curând, iar apoi a plecat și el. Mi-a fost frică, a spus fetița și s-a lipit de Maria. A îmbrățișat-o, a strâns-o la piept. Liza, îți promit că nu-ți se va întâmpla nimic rău. Mai pe mine? Voi fi mereu cu tine. Îți promit! Mă crezi? a întrebat ea privind-o în ochii ei de copil fără fund. Te cred? Te rog, nu pleca, a răspuns Liza și a îmbrățișat-o strâns. Iar seara familia a avut parte de noi schimbări. Pavel a venit mai devreme de la serviciu. Lângă el era o femeie frumoasă în vârstă. Mama este bona noastră. Aceasta este mama mea, ala. Primă donă de teatru. Poate ați auzit de ea? A spus Pavel. Liza a sărit în brațele bunicii și a fost fericită toată seara. Iar bunica a decis să o răsfețe. Așa că a luat-o pe fetiță o seară ca să o ducă la un centru de divertisment pentru copii. Maria a înțeles că ziua ei de lucru se apropia de sfârșit. Pavel a rugat-o să mai rămână când s-a pregătit să plece. Ceva nu e în regulă? A întrebat ea. Totul e în regulă. Nu vă faceți griji, Maria! Voiam doar să vorbim pentru că în ultima vreme totul pare să meargă prost, așa cum vedeți și dumneavoastră. Pentru Maria aceasta a fost o altă schimbare favorabilă. S-a așezat în fața lui și a spus, cum se simte Liza? Ce au spus doctorii? Doctorii au spus că nu este cel mai grav caz. Câteva luni de tratament și totul va fi bine. Au sugerat un salon cu pază sporită, dar m-am gândit că ar fi prea mult pentru fiica mea. Este într-un salon obișnuit. Rudele au voie să o viziteze, a spus Pavel. Și asta e bine. Iar eu cred că ar fi mai bine dacă nu i-ați apărea în fața ochilor o vreme, pentru că în această perioadă lucrează terapeuții cu ea. Reacțiile pot fi violente. Nu veți face decât să primiți o nouă doză de resentimente și furie de la fiica dumneavoastră. Dar mai târziu va fi mai ușor. Mulțumesc, voi ține cont de asta. Culiza, în principiu, totul e rezolvat, dar consecințele, ieșirile ei, s-au dovedit a fi insuportabile pentru familia noastră. Apropo, am adus-o pe mama acasă, pentru că Cristina a plecat de la mine. Sper că a făcut-o un momentul de stres. Cred că se va întoarce curând. Poate că o să o las să stea singură. Ce părere aveți? A întrebat Pavel. Și ce se va întâmpla cu Liza? Nu o va lua cu ea. S-a speriat Maria. Nu, nu o voi da pe Liza în niciun caz. Seara va fi cu ea bunica Ala. Cred că vă veți înțelege bine. Mama mea este o femeie minunată, a spus Pavel, iar ochii i-au strălucit. Da, am observat asta. În legătură cu Cristina, am câteva gânduri, dar nu știu dacă e potrivit să vi le spun. Maria a făcut o față gânditoare. Pavel s-a uitat la ea întrebător. Ea mi-a povestit de mult timp că o iubire foarte puternică din trecutul ei are apărut în viața ei. După observațiile mele, nu s-ar fi opus să-și reia relația. Am auzit-o cumva cum îi spunea unei prietene la telefon că vrea să înceapă totul de la capăt cu el și să plece de la dumneavoastră. Îmi cer scuze dacă este prea dureros pentru dumneavoastră, a spus Maria în final. Pentru Pavel, aceasta a fost o surpriză totală. Deci nu este o criză temporară, ci o decizie serioasă. A clarificat el? Cred că da. Și mie mi-a povestit despre asta. Îmi pare foarte rău că această femeie egoistă v-a făcut asta. Sau poate că e mai bine că a plecat. Pentru că nu meritați o asemenea atitudine. Sunteți un tată și un om de familie minunat. O femeie frumoasă. Pur și simplu nu a apreciat asta. Va trădat de nenumărate ori. Vă spun toate acestea ca să nu vă chinuiți cu așteptări zadarnice, a spus Maria. În acea seară, Pavel a rugat o să îl lase singur cât mai repede posibil. Maria a făcut așa. A mers acasă cu un sentiment de satisfacție. Adevărat, acesta nu era tot planul ei, ci doar un preludiu. Dar totul nu putea merge mai bine decât se aștepta. Din acea zi, Maria a început să aibă grijă de Pavel. Acesta nu s-a opus, așa cum obișnuia de-a lungul anilor de căsnicie, să fie răsfățat de atenția feminină. Maria a dezvoltat o relație și mai caldă cu Ala. Maria, ești atât de grijulie, deșteaptă și frumoasă. Te iubim foarte mult! Dar văd că ceva te frământă! Povestește-mi, poate te vei simți mai bine. A spus ea într-o zi. Maria și-a amintit de promisiunea ei că în această familie nimeni nu trebuie să afle adevărul despre ea mai devreme de vreme. Așa că a decis să răstoarne puțin lucrurile. Pur și simplu, așa e firea mea. Încă din copilărie am văzut multe nedreptăți. Acum m-am resemnat cu asta, așa că încerc să nu mă implic prea mult în luptele vieții. Îmi este mai ușor să privesc de pe margine, a spus ea. Bănuiesc că așa este. A fost ceva în familie, nu? Draga mea fată, cât de mult îmi pare rău pentru tine, a spus femeia în vârstă cu sinceritate. Familia! Știu eu ce înseamnă familia. Inițial, nu am avut una. Mama a murit când aveam trei ani. După câțiva ani, tata s-a căsătorit cu o altă femeie. Aceasta a născut copiii ei, iar la opt ani am devenit deprisos în propria mea casă. Din cauza mea, mama vitregă se certa mereu cu tata, cerându-i să mă dea la orfelinat, dar tata nu a putut să se hotărască. Și eu nu am vrut să mă despart de tata. Atunci se pare că mama vitregă a decis să se răzbune pe tatăl meu. La început apăreau doar prieteni, apoi au devenit prieteni apropiați, petreceau adesea timp împreună, iar când tata pleca la muncă, am înțeles că nu erau doar prieteni ai mamei vitrege. Erau iubiți. Veneau la ea pe rând. În astfel de momente le dădea bani copiilor ei și îi trimitea în parc, iar eu nu vedeam nici bani, nici parc. Odată, iarna am înghețat atât de tare, încât apoi am fost bolnavă mult timp. Pentru a pune capăt acestei urâțenii, am decis să-i sperii. Dacă vă amintiți, în acea vreme copiii se distrau cu petarde. M-am strecurat sub patul mamei vitrege și am așteptat să vină următorul ei iubit. Acesta nu s-a lăsat mult așteptat. Și iată că atunci când au început să se tăvălească în pat, am aprins încet o petardă și am aruncat-o sub fereastră. De la sunetul exploziei, iubiții au zburat din pat pe podea, dar nu m-au văzut au decis că cineva a aruncat petardele prin fereastra deschisă. A povestit Maria ala râzând până la lacrimi, ținându-se de burtă. Oh, Maria, mi-am imaginat cum arată. Ești o poznașă, trebuie să inventezi așa ceva. Și ce s-a întâmplat după? Și apoi nu le-a mai mers nimic. Iubitul a devenit nervos, a fumat și a spus că nu se simte bine și a plecat. Mama vitregă a umblat toată ziua supărată, iar seara am auzit-o cum stabilea o întâlnire cu altul. Când a venit celălalt, am repetat numărul meu. De data aceasta am aprins două petarde la rând. Din nou mi-a ieșit totul. Nici măcar nu s-au gândit să închidă fereastra. Și apoi am repetat același lucru cu al treilea. Mama vitregă s-a speriat definitiv și a încetat să aducă bărbați în casă. Acum ea însă și a început să plece la ei pe teritoriu neutru. Dar apoi i-am spus totul. I-am spus că dacă se mai întâmplă așa ceva, îi voi spune totul tatălui. După aceea a încetat să mă deranjeze, a început să se comporte la fel ca și cu copiii ei. A început să cumpere haine, să dea bani, să mă lase să merg în parc. Iar când am împlinit 17 ani, ne-am împrietenit de-a binelea. Atunci s-a îmbolnăvit grav, Stând în pat, îmi cerea iertare. I-am iertat totul. În timp ce stătea în pat, tatălui i s-a întâmplat un accident. A murit brusc. După aceea mi-a fost foarte frică să nu o pierd și pe mama vitregă. Era singura mea persoană apropiată în acel moment. În nopțile lungi, când se chinuia de dureri puternice, stăteam lângă ea și o imploram să mai trăiască până când copiii ei vor mai crește. Până la urmă și eu i-am iubit ca pe frații și surorile mele, dar tot a murit. I-am promis că voi avea grijă de fratele și sora mai mici. Dar a venit sora tatălui meu și ne-a dat afară pe toți trei, ne-a luat casa. A trebuit să las fratele și sora la orfelinat. Până nu îmi găsesc un loc de muncă și un loc de locuit, iar când am venit după ei peste jumătate de ani, mi-au spus că au fost deja adoptați în familii diferite. Nu mi-am îndeplinit promisiunea. Ce fel de fiică mai sunt după asta? A oftat Maria, amintindu-și trecutul. Maria, e trist tot ce mi-ai povestit. Ești bravă că ai rezistat la atâtea greutăți. Cred că acum ți-ar fi de folos un bărbat bun alături. Îți doresc sincer fericire. Fericire.